Bun găsit, doamnelor și domnilor, la Față în Față, emisiunea care vă spune adevărul în față. Duminică 20 octombrie, în Republica Moldova, au loc alegeri prezidențiale. Iar în aceea zi, cu scrutinul ordinar pentru alegerea președintelui țării, se va desfășura și referendumul republican constituțional. Practic, cetățenii vor răspunde la întrebarea: susțineți modificarea Constituției în vederea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană? Alegerile din Republica Moldova au așadar, după cum bine puteți observa, o miză dublă: președinția și integrarea europeană. În ultimele săptămâni, Comisia Europeană și Parlamentul European și-au întărit susținerea și au făcut scut împotriva dezinformării care se pare că vine de la Moscova. Practic, au anunțat un sprijin financiar pentru Moldova de peste 1,8 miliarde de euro. Ceea ce ne-am propus noi în ediția de astăzi este să discutăm despre miza acestor alegeri, sigur făcând o paralelă și cu alegerile de la noi din țară, pentru că e foarte interesant să vedem care ar fi diferențele între temele abordate de candidații pentru funcția de președinte într-o țară non-UE și temele pe care le aleg candidații din România. Dincolo de asta, foarte important de subliniat astăzi, cum reacționăm în fața dezinformării sau cum putem proteja electoratul de dezinformarea care vine mai cu seamă în campanie electorală. Sunt situații, sunt anumite spețe extrem de interesante care s-au petrecut la alegeri din Europa și care au schimbat destinul candidaților, să spunem așa, sau chiar rezultatele alegerilor cu procente semnificative. Vom discuta astăzi despre toate aceste situații alături de mine în platou. Domnul Valentin Jucan, vicepreședinte CNA, binevenit. Și domnul Radu Albu Comănescu, analist politic, specialist în politică externă. Să spunem bună ziua, de asemenea bine ați venit. Bună ziua, mă bucur să vă regăsesc. Vreau să începem discuția pornind de la această dezinformare, pentru că, așa cum vă spuneam, Rusia încearcă să folosească această dezinformare pentru a submina cumva alegerile din Moldova. Și atunci, tare mult m-ar interesa cum ne putem proteja în fața unei astfel de dezinformări. Domnule Jucan, aș începe cu dumneavoastră. Sigur, ne veți explica care sunt competențele dumneavoastră, de fapt, în România și în ce fel putem să ne uităm totuși înspre Republica Moldova și să vedem care sunt diferențele. Dar, dincolo de asta, vorbim acum în spețe despre Republica Moldova, despre o dezinformare care în aceste zile planează și să ne spuneți dumneavoastră cam cum considerați că ar trebui să se protejeze electoratul de acolo. Electoratul de acolo, nu de aici. Și de aici. Pentru că electoratul din România este dat o misiune extrem de grea. Trebuie să se protejeze de dezinformarea Rusiei, dar trebuie să se protejeze și de minciunile unor politicieni români. Minciuni care folosesc Rusiei. Deci diaspora moldovenească. Nu. Mai întâi vorbim despre și vorbesc despre electoratul român care este așteptat la urne peste puțin timp. Deci el trebuie să-și găsească niște mecanisme înainte de a le oferi noi ca autoritate sau organizațiile, ONG-urile. Electoratul trebuie să reușească să se apere de minciunile ieftine. Minciuna întotdeauna este cea mai ieftină, dar are niște efecte extrem de costisitoare pe termen mediu și lung. Și de multe ori politicieni, o parte din politicienii români, mințind pentru a atrage simpatie electorală, reușește să atingă și agenda de dezinformare a Rusiei, care de foarte multe ori este asemănătoare cu cea pe care o regăsim în Republica Moldova, dar care în Republica Moldova este mult, mult mai puternică. În ceea ce privește ce se întâmplă în Republica Moldova, având discuții chiar acum câteva zile cu autoritatea omolog din Republica Moldova, dânșii au niște mecanisme pe care pot să le acceseze, culmea nefiind în Uniunea Europeană. Deci noi, ca autoritate, noi CNA în România, evident că nu ne propunem și nici nu vrem să închidem televiziuni. Nici n-am putea să facem acest lucru, cu atât mai mult cu cât suntem în Uniunea Europeană. Dumneavoastră ne spuneți că în Republica Moldova, chiar fiind o țară non-UE, mecanismele de protecție cumva sunt mai aprige? Nu sunt mai aprige, dar pe termen scurt ei pot să ia niște decizii pe care noi nu ne dorim să le luăm și nici n-am putea să le luăm.
fiind membri ai Uniunii Europene. De exemplu, să închidă niște televiziuni. Sună foarte ciudat, dar Consiliul Audiovizualului din Republica Moldova a fost nevoită să închidă niște televiziuni care aveau exclusiv agenda de manipulare venită de la Kremlin, agenda care avea ca scop final subminarea Republicii Moldova. Nefiind în Uniunea Europeană și nefiind sub anumite obligații, au putut să închidă acele televiziuni. Deci este un fel de balans, un fel de mers pe sârmă între libertate de exprimare și protejarea democrației, fiindcă ele vin împreună. Au o misiune foarte dificilă cei din Republica Moldova, anume de a bifa foaia de parcurs pe care trebuie să o aibă înainte de aderarea completă la Uniunea Europeană și autoprotecția în fața unui război hibrid atât de clar, aproape că nici nu mai este hibrid, aproape că văzând ultimele informații se îndreaptă către o pregătire a unui alt tip de război pe care Rusia ar vrea să-l aibă în Republica Moldova. Domnule Comănescu, cum vedeți dumneavoastră acest tablou, poate și al dezinformării, care planează acum asupra Republicii Moldova? Sigur, vorbim de aceste alegeri prezidențiale, dar dincolo de asta, cred că miza este înspre acest referendum. Absolut, pentru că ar schimba complet destinul Republicii Moldova și trebuie înțeleasă Republica Moldova ca un ultim resort pe care Rusia l-ar putea avea într-o zonă considerată de influență, sud-estul european, atunci când ar încerca să schimbe raporturile de putere cu sud-estul european, practic Uniunea Europeană din această regiune, unde, trebuie spus, România nu este neapărat înconjurată doar de prieteni, chiar dacă suntem parte a aceleași alianțe și avem niște vecini cu opțiuni în politica externă destul de ciudate, pentru că putem vedea România încercuită din acest punct de vedere. Și atunci un guvern favorabil Moscovei la Chișinău ar însemna o victorie în plus. O victorie în plus și un pumnal în spatele Ucrainei, pentru că imediat, evident, am avea un stimul pentru ca Rusia să continue atacurile din sud, în zonele pe care le cunoaștem și de unde tragem și noi ponoasele în lunca Dunării, pentru a ajunge teritorial la punctul de contact cu Transnistria. Și aici trebuie spus că în acest moment avem o Republică Moldova care, din punct de vedere teritorial și electoral, este un viespar indescriptibil. Și probabil ne-ar trebui 3 emisiuni să luăm fiecare categorie separat și să vedem cât de departe pot să meargă intoxicarea, pe de altă parte, care, apropo de ceea ce spuneați, putem vedea 3 eșaloane prin care se manifestă o opinie, evident, șlefuită de Kremlin, împotriva Occidentului în general, care înseamnă Uniunea Europeană și NATO, dar NATO în primul rând, apoi opinii anti-românești filtrate și adresate evident publicului moldovenesc, însemnând nu vă uniți cu, nu încercați să vă afiliați României, România este un stat imperialist, cunoaștem discuția, și evident mesajele targetate către Transnistria și către Găgăuzia, care înseamnă un alt tip de electorat, o altă încărcătură și antimoldovenească și anti-Chișinău și anti-București și anti-Bruxelles. Deci cred că fermele lor de troli prosperă pe undeva cât vor fi plătite, dar este în interesul, pe de parte, o victorie cuantificabilă teritorial nu poate să existe dacă luăm obsesia Rusiei pentru teritoriu, dat fiindcă geografic se interpune Ucraina. Dar să controlezi acest guvern într-o perioadă în care Ucraina te respinge și războiul din Ucraina nu merge bine, înseamnă o victorie cel puțin morală. Ca să nu spun o victorie, i-aș spune cu filoane etnice, pentru că ei insistă foarte mult, Rusia insistă foarte mult pe apartenența Moldovei la Ruski Mir, la spațiul rusesc, datorită prezenței populației rusești în zonă și a rusofoniei, care rămâne totuși vorbitorii de limbă rusă, chiar moldoveni, români sau bilingvi, rămân totuși prezenți în spațiul cultural moldovenesc. Din cele 3 puncte,
două le putem bifa și noi, da, ca narrative. Da. Narativul împotriva Uniunii Europene, a Bruxellesului imperialist pe care l-au, da, și ei, da, da. Dar evident noi nu avem un narativ România anti-români, dar un narativ care este extrem de periculos și pe care noi ca autoritate l-am remarcat de multe ori, este narativul care se îndreaptă împotriva minorităților naționale. Uh-huh. Un narativ extrem de plăcut Federației Kremlinului, ca să fim așa puțin mai preciși. Și iarăși o chestiune pe care noi am observat-o a fost încercarea de validare a unor narrative în România, astfel încât ele să fie preluate în Republica Moldova. Dacă vă aduceți aminte, au fost niște politicieni cu probleme în Republica Moldova care au fost intervievați de televiziuni din România, nu vreau să, să le dau numele, iar urmarea a fost că au fost prezentați în Republica Moldova ca fiind validați în România. Deci uneori când le convine, când convine manipulării, România este bună pentru că validează manipularea, dar de cele mai multe ori nu este bună. Problema minorităților este foarte sensibilă, fiindcă dacă este să ne uităm la Transilvania și la modalitatea și la teoria reversibilității orientării pro-europene a României, Transilvania este esența piedicii ireversibilității. Deci, cu cât problema minorităților este zgândărită și întoarsă în defavoarea României și apartenenței la Uniunea Europeană, cu atât reversibilitatea Transilvaniei și prin populația pe care o are Transilvania, se poate începe o discuție despre reversibilitatea orientării pro-europene a întregii Românii. Da, e foarte interesantă discuția despre manipulare și o vom continua noi imediat. Trebuie să vă spun că îl avem în legătură telefonică directă alături de noi pe secretarul general al Guvernului României, domnul Mircea Grudean. Bună ziua și vă mulțumesc că ne-ați acceptat invitația și vă mulțumim pentru intervenție. Mulțumesc și eu foarte mult pentru invitație. Bună ziua! Secretariatul General al Guvernului are în subordine și Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Știm foarte bine că România a acordat un sprijin constant financiar Republicii Moldova pentru a se dezvolta durabil și pentru a se apropia de Uniunea Europeană. Spuneți-ne, vă rog, cum gestionează acest departament în aceste zile alegerile din Moldova pentru diaspora din România? Adică, efectiv, ce ar trebui să știe cei care votează în România pentru alegerile din Republica Moldova? Da, într-adevăr, am în coordonare acest departament care gestionează o serie de proiecte în domeniul educației, culturii, informării, mass media. Guvernul României investește mult în relația cu Republica Moldova. În afară de ceea ce finanțăm prin intermediul acestui departament, avem un acord de finanțare nerambursabil în valoare de 100 de milioane de euro semnat în februarie 2022 la Chișinău, prin care de asemenea finanțăm o serie de proiecte, inclusiv în zona de infrastructură, să vorbim de drumuri, apă, canalizare, în zona educațională, campusuri școlare, în zona de dotări, în microbuze școlare, laboratoare și așa mai departe. Am spus toate acestea ca să fac o introducere referitor la parcursul european al Republicii Moldova, pe care România îl sprijină pe toate canalele posibile. Vorbim de sprijinul financiar de care am amintit, mai vorbim de sprijinul diplomatic și politic, pentru că să nu uităm faptul că Republica Moldova este astăzi țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană, se datorează în primul rând României și sprijinul consistent pe care l-am acordat. În aceste zile, într-adevăr, vorbim despre diaspora din România foarte prezentă și foarte activă, inclusiv aici la Cluj. Am transmis pe toate canalele oficiale importanța participării la referendum și validării acestuia și, evident, susținerea pentru parcursul pro-european al Republicii Moldova. Din perspectiva României, evident că e cât se poate de clar, ne dorim ca Republica Moldova să fie membra Uniunii Europene și facem în continuare toate demersurile necesare în acest sens, dar evident că e nevoie de validarea din partea cetățenilor Republicii Moldova, care sunt convins că înțeleg foarte bine care sunt avantajele apartenenței la Uniunea Europeană, mai ales cei care sunt în România, lucrează aici sau studiază aici, văd cât de important e să ai libertate de mișcare,
de a munci, de a studia, pe lângă avantajele financiare ale fondurilor de preaderare în cazul Republicii Moldova. Domnule Abrudean, vorbeam și cu invitații din platou, domnul Jucan și domnul Comănescu, despre faptul că Rusia folosește dezinformarea pentru a submina cumva alegerile din Moldova. Și pentru că tot ați vorbit de validare din partea electoratului, spuneți-ne cât de mare este miza acestui referendum. Adică considerați că dacă se obține un rezultat pozitiv, asta va însemna un pas semnificativ, adică concret, înspre aderare? Cu siguranță, da. E vorba de viitorul Republicii Moldova și a cetățenilor săi și clar că validarea acestui referendum și votul pentru parcursul pro-european înseamnă foarte mult în perspectiva nivelului de trai din Republica Moldova, pe care ne-l dorim să fie cât mai apropiat de ceea ce avem noi în România în acest moment. Sigur că mai e un drum destul de lung de parcurs, dar cu siguranță România va fi alături, așa cum spuneam, și pentru că vorbeați de amenințările hibride, aș spune, dezinformarea e una din aceste categorii. Am la guvern în coordonare și Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică. Susținem și în această perspectivă, pentru că Republica Moldova se confruntă în fiecare zi cu mii de amenințări hibride în zona securității cibernetice, de atacuri cibernetice la nivelul instituțiilor statului și nu numai, prin intermediul canalelor de mass media, și colegii din platou știu mai bine aceste lucruri. Așa că e cu siguranță nevoie ca Republica Moldova să fie sprijinită, ca cetățenii acestei țări să fie corect informați despre avantajele apartenenței la Uniunea Europeană și din această perspectivă România face cât de mult poate, dar mai mult evident că pot să facă cetățenii prin vot. Mai am o întrebare pentru dumneavoastră, domnule Abrudean, pentru că aș vrea să facem referire și la alegerile prezidențiale. Argumentul doamnei Maia Sandu pentru a realiza acest referendum a fost acela că Republica Moldova are nevoie de un proiect de țară extrem de solid. Spuneți-mi cum vi se par temele abordate de candidații la alegerile prezidențiale din Republica Moldova, respectiv o țară care nu este încă membră a Uniunii Europene, comparativ cu temele pe care le abordează candidații noștri, să spun așa, la aceste alegeri. Sigur că tema esențială a doamnei Maia Sandu este apartenența la Republica Moldova și tema pro-europeană. Noi, în acest moment, ca să facem o comparație din perspectiva alegerilor prezidențiale, avem o altă temă pe care, cel puțin, președintele Partidului Național Liberal, domnul Nicolae Ciucă, o promovează foarte mult, și anume apartenența la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, un obiectiv extrem de important pentru România. Așa că, să zicem că există o similitudine între cele două țări din perspectiva alegerilor prezidențiale. Sigur că noi, fiind deja membri ai Uniunii Europene din 2007 încoace, discutăm de eficientizarea fondurilor europene și de alte teme care ne interesează din această perspectivă. Republica Moldova este o țară candidată și sperăm să ajungă, mă rog, cât mai curând în acest club în care ne regăsim și noi de ceva timp, care ne-a dus o serie de beneficii și important să vorbim poate și noi mai mult despre asta. Poate că la alegerile europarlamentare din această vară nu s-a discutat suficient despre ce înseamnă apartenența României la Uniunea Europeană, dincolo de cei peste 65 de miliarde de euro bani europeni nerambursabili intrați în țară din 2007 până acum, de piața unică, de libertatea de mișcare, de a studia și așa mai departe. Cred că e important, inclusiv în această campanie prezidențială din România, să fie cât mai mult reafirmat parcursul pro-european și euroatlantic al țării noastre, pentru că poate e bine să ne amintim unde eram și noi înainte de 2007, care erau cifrele, care era PIB-ul pe cap de locuitor în comparație cu media europeană. Eram la 40%, astăzi suntem aproape la 80%, deci s-a dublat nivelul investițiilor, cum eram cu infrastructura și așa mai departe. E, cred, foarte bine și un moment potrivit pentru cetățeni să-și reamintească aceste lucruri, așa cum pentru cetățenii Republicii Moldova e foarte indicat să fie cât mai corect informați
din această perspectivă. Așa este și pentru că tot ați spus că e nevoie să fim corect informați. Noi vom continua aici în platou discuția legată de deep fake, de fake news-uri, de cât de importantă e protecția în această perioadă și dumneavoastră sunteți candidat la alegerile parlamentare și urmează să înceapă campania electorală. Sunt cazuri din Uniunea Europeană, sunt țări unde s-a schimbat cu 10%, să spunem așa, rezultatul alegerilor din cauza unui filmuleț deepfake. Credeți că România, în acest moment, prin instituțiile competente să asigure o astfel de protecție, ar putea să pună o barieră dacă, de exemplu, ne trezim în sâmbătă dinaintea alegerilor cu un astfel de filmuleț de dezinformare? Cu siguranță avem mecanismele instituționale destul de bine puse la punct. Sigur că mai avem de lucrat aici și au fost discuții inclusiv cu CNA-ul, cu ANCOM-ul, cu DNSC-ul, toate instituțiile care au un rol în această direcție, cum să îmbunătățim această protecție împotriva deepfake-ului, fake news-ului și așa mai departe. Mai sunt lucruri de făcut, mai sunt pași de făcut aici, dar cred că în acest moment suntem la un nivel destul de bun de protecție asigurată de actualul context instituțional. Vă mulțumim încă o dată pentru intervenție și vă lăsăm că știm că sunteți în mijlocul unor activități. Mult succes în activitatea dumneavoastră. Mulțumesc și eu foarte mult. Noi revenim aici în platou. Domnule Jucan, am tot făcut eu referire la acea speță. O să vă rog pe dumneavoastră să ne-o detaliați puțin ca să înțeleagă și telespectatorii ce s-a întâmplat mai exact. Este vorba despre o foarte scurtă înregistrare realizată cu inteligență artificială prin intermediul unui soft care a fost antrenat cu vocile, cu două voci, respectiv a unei jurnaliste din Slovacia și a principalului președintelui principalului partid de opoziție și atunci și acum de opoziție din Slovacia. Practic și în Slovacia există acel moratoriu, acea perioadă de liniște electorală, să-i spunem așa, în care partidele n-au voie să facă campanie electorală, iar mass media de asemenea trebuie să se abțină de la a continua campania sau de a reflecta campania în vreun fel. În sâmbătă dinaintea alegerilor, acea înregistrare a fost difuzată pe conturile pe platformele sociale, fiind inițial lansată de pe contul de Telegram al fostului ministru al justiției din Slovacia. De ce spun acest lucru? Pentru că în momentul în care ai o astfel de dezvăluire de pe contul fostului ministru al justiției, pare o sursă credibilă. Da, pare o sursă credibilă, demnă cel puțin de analizat, dacă nu de crezut. Așa este. Ei, întreaga înregistrare era falsă, de la un capăt la altul. Ambii au ieșit public, atât președintele partidului de opoziție, cât și jurnalistul, și au spus că noi nu am avut o astfel de discuție, iar discuția a constat în o așa zisă înregistrare în care președintele partidului se destăinuia într-un moment de slăbiciune, sau cel puțin așa se dorea să se creadă, și se destăinuia jurnalistei spunându-i că trebuie să fure alegerile într-un mod cât mai mult cu putință. Deci automat s-a lucrat la credibilitatea. Da, iar acea înregistrare în primele ore a ajuns să aibă, să fie audiată, respectiv vizionată, fiindcă a fost ilustrată cu fotografia celor doi, de peste 500.000 de ori. Raportat la numărul populației din Slovacia, 500.000 de vizualizări este enorm. Peste 10%, parcă, da. Da, dacă nu chiar mai mult, da. Autoritatea, respectiv CNA-ul din Slovacia, trebuia să intervină, dar nu a avut mecanismele de a declara acel conținut ilegal. Aici este cheia. Fiindcă directiva privind serviciile audiovizuale, pe care o avem și noi implementată, dă posibilitatea autorităților de reglementare să emită un ordin de eliminare a unui conținut din mediul online, așa cum și noi o putem face de anul trecut, dar cu condiția ca acel caz, acea speță, acea, spuneți-i cum doriți, să fie încadrată ca fiind conținut ilegal. Noi acum în această situație depinde dacă cumva va apărea o astfel de lebădă neagră, să-i spunem, și la cât de mare este spațiul aerian al României, m-aș mira să nu apară, dar să sperăm că nu. Să dăm idei asta. Să nu dăm idei, lăsați că au alții suficient de multe idei.
Însă, așa cum spunea și secretarul general al guvernului, chiar pot să spun că suntem bine pregătiți pentru așa ceva, lucrând cu cei de la DNSC, lucrând cu cei de la ANCOM și mai ales cu Comisia Europeană, pe care noi tot timpul o notificăm atunci când avem astfel de conținuturi și am avut astfel de conținuturi pe care le-am dat jos. Nu cu referire la dezinformarea politică, adică o dezinformare care să folosească prejudicierii unui procesului electoral sau chiar siguranței statului, dar am avut alte tipuri de conținut pe care am reușit să le dăm jos. Însă cazul din Slovacia este emblematic, fiindcă luni după alegeri au constatat prejudicierea a alegerilor, adică influențarea modului, exact, schimbarea atitudinii de vot, iar autoritățile relevante n-au putut să constate că ceva s-a încălcat, fiindcă nu aveau text de lege clar. Și au fost în situații. Dar rezultatele au fost alterate, bineînțeles. În favoarea actualului prim-ministru Fițo. Da. Nu mai puteau să facă nimic. Deci, practic, aici discutăm despre rapiditatea cu care trebuie acționat, dar mai ales nu în sensul că o instituție își asumă să ia această o astfel de decizie. Este vorba despre a ști cu toții ce se întâmplă, în primul rând mass media, Uniunea Europeană prin Comisia Europeană, ANCOM, astfel încât reacția să fie și rapidă, și validă, și legală, și care să asigure și protecția libertății de exprimare. Un timp extrem de scurt, că dacă vorbim de sâmbătă dinainte, exact, alegerilor, ce am face? Trebuie identificat conținutul. Discutăm despre 10 de minute, despre asta discutăm. Rapid, da, către televiziuni, da, să învârtă conținutul real. Exact, adică exact. Deci o comunicare rapidă, astfel încât puterea de propagare să fie diminuată și să crească puterea de explicare a ceea ce se întâmplă și de limitare a prejudiciului. CNA-ul are și competențe pe conținut online? Da. Online, adică inclusiv rețele de socializare? Tot ceea ce înseamnă conținut editorial, asumat editorial, în online, este în competența noastră. Spuneați că în Republica Moldova se iau măsuri poate un pic mai drastice legate de încercarea de a ține sub control această dezinformare. Se pot închide televiziuni. Dacă, de exemplu, la noi, în sâmbătă, iarăși face referire la sâmbătă dinaintea alegerilor, da? O televiziune furnizează un astfel de conținut. Nu. Suntem într-o cu totul altă paradigmă, în primul rând a maturității mass media din România. Deci există derapaje, există fel de probleme, dar cred că putem să fim de acord că mass media din România totuși nu este la acel nivel, și aici nu vreau să duc în derizoriu presa de bună credință din Republica Moldova, ci presiunile la care acea presă este expusă. Totuși în România nu suntem în acea zonă și televiziunile mainstream, televiziunile principale informative nu pot să cadă chiar atât de ușor într-o capcană atât de monstruoasă ca cea despre care discutăm. Există totuși, ca să spunem adevărul până la capăt, există în România posturi de televiziune sau posturi de radio de nișă cu o audiență extrem de mică, care pur și simplu cred că stau cu punctajul de la Kremlin în față. Problema pe care acele posturi de știri și de radio o ridică este faptul că își împing conținutul în mediul online, iar în mediul online ei sunt validați de faptul că au o licență. Deci aici este un oarecare joc, dar încă suntem în acel procent tolerabil, dacă aș putea să... O marjă în care putem să spunem că atunci când este nevoie sancționăm, dar nu suntem în niciun fel în situația de a retrage licență, cu atât mai mult cu cât în România, pentru că noi am implementat acquis comunitar și avem o legislație care este aproape similară cu cea din Franța. Noi ca autoritate suntem și construiți după autoritatea din Franța. Noi nici nu avem posibilitatea de a retrage o licență, ci sunt niște criterii foarte, foarte bine și clar stabilite. Da. Domnule Comănescu, una este dezinformarea, alta este combaterea cu argumente, să spunem, duse cumva în zona sensibilă. Voiam să vă întreb chiar de la început, legat și de pericolul acesta al extremismului, că am tot făcut referire la el. Putem să punem semnul egal între extremism și tot ceea ce vine pe fond de presiune pro-rusă?
Da, pentru că duce către această direcție. Deci, ideea este modul în care e abordat propaganda rusă este faimoasa tactică a feliilor de salam. Câte? Puțin. Deci, la mesajul original se adaugă un conținut suplimentar care este toxic în raport cu instituțiile de stat, în raport cu etnia celuilalt, care poate fi, evident, pentru Transilvania este într-adevăr o chestiune care am văzut-o deja și când ați menționat relațiile româno-maghiare, mă rog, în context evident, am și gândit la cazul Văiuzului, care știm foarte clar cum a fost stârnit în 2019 și cred că era un test destul de precoce pentru ce ar putea urma sau cum poate fi destabilizată România. Ceea ce mă face să mă gândesc oare unde au fost clocite anumite partide românești care prin 2019 au început să-și facă auzită vocea. Da, cred că acolo e altă problemă. Și apropo de ceea ce spuneați mai devreme, tocmai mă gândeam, într-adevăr, în mass media, audio-vizualul clasic, avem un discernământ care ne protejează, dar mi-aduc aminte de intervenția Băncii Naționale a României care sfătuia românii să nu creadă în clipurile vehiculate pe TikTok și pe Instagram în care guvernatorul Băncii Naționale a României sfătuia românii să investească în criptomonede și imitația era absolut perfectă, că până la urmă era preluarea unei imagini dintr-o conferință de presă clasică la care doar buzele se mișcau în sensul discursului scris pentru a servi cauzei false. Și tocmai mă gândeam, oare nu putem aduce argumente, atunci când se retrage un asemenea clip, mulți vor spune, au retras-o pentru că, de fapt, scot adevărul adevărat de pe cei care sunt teoria complotului. Exact, absolut. Deci teoria complotului și conspiraționului și vor spune că efectul este, de fapt, în altă parte. Ideea este de a le demonstra falsul videoului respectiv. Puși în fața modului în care a fost construit acel video și în care a fost livrată informația, pentru că, așa cum Toma necredinciosul n-a crezut până nu a atins, la fel și ei, doar în fața unei deconstrucții vizibile, pentru că neîncrederea, așa, sunt marile probleme. Asemenea, mesaje nu prind într-o democrație sănătoasă și, cu tot regretul, nimeni în Europa în acest moment nu are o democrație prea sănătoasă. Ne putem duce și în cazuri mai la case mai mari, Franța, Germania, Italia și așa mai departe, Ungaria, unde, sau Slovacia, unde sunt un control clar asupra spațiului mediatic exercitat de guvern. La noi se întâmplă să vedem asemenea glume apărând în Instagram. Deci, avem, într-adevăr, o masă informațională cu care trebuie să ne confruntăm, complică democrația, provoacă cetățeanul, dar să nu uităm că cetățeanul în același timp nu este foarte întotdeauna, ca să spun așa, preocupat de mecanismele democratice, ce înseamnă o democrație sănătoasă, care înseamnă un stat sănătos și capabil. Și ruptura între cetățean și stat, lipsa de încredere în ceea ce spune statul, chiar dacă până la urmă statul în al 25-lea ceas își dă seama și intervine, asta e o uzură instituțională, din păcate, care merge cu ani de zile de nereguli în raporturile cetățean-stat, care vedem cât costă. Sigur, nu e preocupat, dar nu e nici educat în acest sens. Domnule Jucan, pe dumneavoastră v-am simțit că nu sunteți foarte mare adept al supra-sancționării, ci din contră mă ajați mai mult pe o educație media, că ajungem în zona aceasta de educație totuși și în ce măsură ne putem proteja înțelegând sau departajând un anumit conținut de unul fals. Dacă acum eram în Franța anului 1990, puteam să discutăm câte emisiuni doriți despre educație media și nu abdic de la această idee. Educația media este necesară, dar ea are efecte pe termen mediu și lung. Pot să vă dau răspuns, apropo de exact acea speță cu guvernatorul Mugurii Sărescu, pentru că și noi am avut-o și ne-am adresat ca autoritate Meta, iar Meta ne-a spus acele imagini nu încalcă regulamentul comunității. Problema care este? Problema este în definirea deepfake și există o tentativă, cred că nu se va finaliza așa cum trebuie, dar există o tentativă în Parlament care poate fi corectată, o tentativă de a clarifica și de a defini deepfake-ul. Dar deepfake-ul nu trebuie luat și începută definirea lui de la tot ceea ce el înseamnă, de la tot ce presupune deepfake-ul. Pentru că și o pictură realizată cu inteligență artificială este tot un deepfake, dar aceea nu este
harmful, nu este, da, nu ți aduce, nu își produce prejudicii. În schimb, în această speță, era folosită imaginea unui oficial, guvernatorul Băncii Naționale, și îndemna la cumpărarea unor criptomonede, ce mai... Aceeași imagine poate fi folosită și în alt sens, sens care, care ne-ar fi dus în paradigma unei ilegalități, și anume, folosirea imaginii guvernatorului pentru a spune, retrageți-vă banii din bănci, pentru că... Noi am mai avut un episod, acum, într-adevăr, foarte, foarte mulți ani, în care a fost o astfel de criză și lumea a început să-și retragă, să scoată cash din bănci. Dar un asemenea mesaj, mult mai bine făcut, fiindcă acum, da, prejudiciază și poate să creeze, poate să producă o criză financiară teribilă. Deci avem un prejudiciu clar. Da. Dacă pornim de la un deepfake și arătăm prin definiție ca deepfake-ul acela care aduce prejudicii, și avem o listă de prejudicii în care trebuie inclusă inclusiv siguranța națională, atunci putem să mergem pe urmele acelui deepfake și să ordonăm unei platforme să fie dat jos. Altfel, intrăm într-o buclă așa cum n-am putut să ieșim nici din povestea cu guvernatorul băncii, guvernator care el însuși a raportat la Meta și Meta i-a spus nu încalcă cu nimic regulile comunității, și guvernatorul raporta la Meta. Dar procedural, dumnealui a făcut pașii pe care ar fi trebuit să-i facă, adică se poate adresa direct Meta? Bineînțeles. Prima dată trebuie să se guvernatorul, nu. Guvernatorul, în calitate de guvernator, nu de persoană fizică, guvernatorul a raportat Meta acel clip și Meta a răspuns, nu încalcă regulile. Deci, trebuie să se lucreze la legislație, la definiția. Exact. Trebuie să fim foarte clari unde ne doare cel mai tare. Aia începem și acolo începem și definim deepfake-ul, și pentru că știm foarte bine unde să acționăm, știm și cum să explicăm populației. Vedeți că atunci când a apărut conceptul de fake news, toată lumea a umblat după fake news. Acum fake news-ul e ceva așa banal. E ceva banal. Acum e deepfake. Curând și deepfake-ul va deveni ceva banal. Și mai deep. Da. Ar trebui să ne întrebăm ce urmează după deepfake, dacă și ăsta devine adevărul. Pentru că atunci nu-l va mai crede nimeni. O să păstrăm bucata aici, aceasta. Aici trebuie să mergem pe zona de educație media, dar cum spuneam, și o fac așa ca o destăinuire. În timpul verii am avut foarte multe discuții cu omologii noștri din Uniunea Europeană, mai ales cu cei din Franța și cu cei din Marea Britanie, care, deși nu mai fac parte din Uniunea Europeană, împărtășim aceleași valori. N-au plecat nicăieri, nu și-au luat insula să plece mai departe. Și spuneau că pur și simplu se simt înnecați de dorința și de sentimentul că trebuie să o ia de la capăt atunci când vine vorba de educație media, și că tot ceea ce ei au livrat publicului, societății, copiilor de mici, începând cu anii 80, când, de exemplu, Franța începea să facă educație media pe bune în școli, acum trebuie să reia, fiindcă absolut totul este bulversat. Și uitați-vă la ultimele procente, care sunt halucinante. Care este procentul de tineri care cred că în România o dictatură ar fi potrivită? Ați văzut? Da. Cei care n-au trăit în ea. Da. Deci este halucinant. Aproape că îți vine să spui, bine, fraților, atunci două săptămâni pe an, haide să ne întoarcem și două săptămâni pentru readucerea minte. Să nu avem curent, internet, apă și așa mai departe. Alegeți voi alea două săptămâni, dar hai să ne aducem aminte cu toții. Deci această romanțare face parte din misiunea, contracararea acestei romanțări face parte și din misiunea pe care o avem noi, dar face parte din misiunea generală a fiecăruia dintre noi. Educație media o fac jurnaliștii, dar educația bunului simț și propagarea apetenței pentru democrație, libertate de exprimare cu limitele respective, aparține fiecăruia dintre noi.
Vreau să vă invit să urmărim un material realizat de colega mea, Sorina Noroc, pentru că făceați referire la tineri și tinerii, sigur, pot fi influențați în mod negativ sau poate să nu înțeleagă exact anumite concepte. În același timp, sunt foarte mulți tineri și noi o să vi prezentăm în materialul acesta pe tinerii moldoveni care înțeleg totuși ce ar însemna pentru Republica Moldova aderarea la Uniunea Europeană. Urmărim acest material, după care ne reîntoarcem aici și comentăm puțin pe marginea lui. Data de 20 octombrie va rămâne în manualele de istorie. Este de părere Mihaela, originară din Chișinău și stabilită de 5 ani la Cluj. În 20 octombrie, peste 2,5 milioane de persoane cu drept de vot din Republica Moldova și din diaspora își vor alege viitorul președinte. În aceeași zi, votanții vor răspunde cu da sau nu la întrebarea din referendumul privind aderarea țării la Uniunea Europeană. Sunt originară din Republica Moldova, vin din Chișinău. Am venit în 2019 la Cluj pentru că mi-am dorit să-mi continui parcursul academic într-un oraș tânăr, într-un oraș plin de viață, într-un oraș de studenți, dar și pentru că în 2018 am fost la o tabără de vară aici în Cluj și m-am îndrăgostit de acest oraș încă din prima zi. Am ales să fac administrație publică tocmai pentru că știu că Republica Moldova are nevoie de experți în acest domeniu. Am văzut că se poate face excelență în acest domeniu după exemplul altor țări și atunci mi-am dorit să duc asta mai departe acasă. Susținuți de colegii de aici și motivați de dorința de a ajunge cât mai departe în parcursul profesional, tinerii basarabeni și-au găsit rapid un loc în orașele României. Unii dintre ei au un scop bine definit, ca într-o zi, să se întoarcă acasă. Scopul meu la moment este să mă întorc acasă după ce termin studiile și fiindcă Moldova de-abia acum începe cu adevărat procesul de integrare în Uniunea Europeană, cred că mai am timp să termin facultatea și un master, și să mă întorc acasă și să mă implic activ în procesul de aderare la Uniunea Europeană și să-mi las și eu amprenta în acest eveniment istoric. Sunt tânără reprezentantă la Consiliul Europei din partea României, la Congresul Local și Regional al Autorităților. Se zice că tinerii sunt viitorul Europei, viitorul Uniunii Europene, dar eu cred cu certitudine că suntem prezentul și că, de fapt, trebuie să avem un loc în procesul de elaborare a politicilor publice. Trebuie să avem un loc la masa autorităților locale, regionale și naționale. Uniunea Europeană este viitorul Republicii Moldova, iar votul din 20 octombrie poate genera schimbări istorice pentru țara lor, sunt de părere tinerii din diaspora. Cred că intrarea României în Uniunea Europeană în 2007 a adus-o foarte departe, sau cel puțin a influențat înspre bine lucrurile și cred că Moldova a rămas în urmă, dar nu a rămas în urmă definitiv, ci odată cu intrarea în Uniunea Europeană, cred că Moldova ar accesa foarte multe fonduri și ar accesa foarte multe oportunități de care România s-a bucurat în 2007 și se bucură în continuare. Cred că peste 20 de ani, această zi de 20 octombrie va fi în manualele de istorie, pentru că este un moment esențial în parcursul nostru ca și țară. Consider că e clar că nu avem ce să căutăm într-o altă direcție decât cea europeană. Îmi doresc un președinte care să aibă poziții pentru drepturile oamenilor, pentru drepturile de bază, da? Libertatea de exprimare, libertatea de opinie, libertatea de a iubi, de a fi, de a gândi exact ceea ce vrei. Îmi doresc un președinte care să aibă mesaje puternice. Să fie un om decent. Că și în Moldova, și în România, și în toate țările. Sper așa să fie un om decent, să ne conducă niște oameni decenți și cu coloană. Am fost martorul la ce înseamnă alte căi pe care au încercat să se ducă Republica Moldova și nu funcționează. Avem nevoie de un viitor democratic, avem nevoie de un viitor în care populația știe valorile democratice și asta se învață în Europa. 11 candidați s-au înscris la curs pentru alegerile prezidențiale din Republica Moldova. Țara vecină a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană în martie 2022 și a primit statut de candidat în luna iunie a aceluiași an. Ulterior, pe 14 decembrie 2023, Consiliul European a aprobat inițierea negocierilor de aderare pentru Republica Moldova și Ucraina. Care este cea mai mare dorință ta pentru Republica Moldova? Să intre în Uniunea Europeană.
Da, i-am ascultat cu mare atenție pe acești tineri. Domnul Jucan are de făcut o completare. Da, am văzut o parte din campania electorală desfășurată în Republica Moldova și un lucru pe care l-am sesizat și care, pe care l-am iubit de-a dreptul. Erau cei care mergeau pe stradă și încercau să convingă pe cei din Republica Moldova să se prezinte la votul privind referendumul de aderare la Uniunea Europeană, erau întrebați câți euro au intrat în buzunarele voastre și în străzile noastre de la Uniunea Europeană și câte ruble au intrat în buzunarele voastre, respectiv în buzunarele oligarhilor din Republica Moldova. Asta era o întrebare care pe foarte mulți îi bloca. Da. Pentru că întrebarea era adresată în niște medii în care se vedea foarte clar modificări de structură sau clădiri sau orice s-a construit acolo din fonduri guvernamentale susținute de fonduri europene sau chiar fonduri românești, iar rublele se găsesc doar în fondurile unor oligarhi care toarnă minciuni în mintea și otrăvesc mințile celor din Republica Moldova. Dar același lucru putem să ne întrebăm și noi, fiindcă, din păcate, și aici trebuie să spun că majoritatea politicienilor din România uită să spună ce este Uniunea Europeană. Luăm deja Uniunea Europeană ca pe un dat și considerăm Uniunea Europeană așa ca un fel de ceva undeva în Olimp, astfel încât, nefiind ceva tangibil, deși noi cu toții vedem și trăim într-un oraș care este, care a renăscut practic din fondurile europene, din valorile europene, din educație, din multiculturalism și așa mai departe, dar cumva uităm să arătăm la nivelul, la firul ierbii, asta este din fonduri europene. Și v-aș întreba, și am putea să facem acel un exercițiu, dacă am încercat să scriem, să luăm o foaie de hârtie și să scriem cât costă o zi de democrație. Care este, cât costă o zi de democrație? Nu s-o întreții, ci ziua în sine. Acea cifră care ar putea fi scrisă, trebuie să o mulțim cu 10 și acela este bugetul pe care noi ar trebui să-l investim în educație, în conștientizare, în informare, în protecția libertății de exprimare, în sprijinirea mass mediei. Pentru că sumele colosale care vin nu numai direct, să nu-și imagineze cineva că se fac schimburi de avioane cu Kremlinul și se pleacă cu gențile. Sursele de finanțare care finanțează dezinformarea sunt nebănuite. Da. Și de multe ori nici nu ne dăm seama. Asta ar trebui să fie întrebarea esențială și răspunsul la întrebare ar trebui să dea adevărata dimensiune a ceea ce ar trebui să facem noi ca să ne protejăm democrația. Da, iată o prezentare în concret a ceea ce înseamnă de fapt Uniunea Europeană. Sigur că exponenții politici de opoziție în Republica Moldova vin cu tot felul de elemente, inclusiv se invocă faptul că schimbarea Constituției ar însemna dispariția statutului de neutralitate. De asemenea, că vor fi mai multe taxe locale, că mărfurile se vor scumpi, veșnica temă a comunității LGBT. Domnule Comănescu, suntem pe final de discuție, în ultimele două minute, ce ar însemna sau care ar fi efectele unui referendum ratat? Și aici ne putem gândi și la faptul că nu se vor prezenta suficient de mulți votanți. Un recul al apropierii de Uniunea Europeană, de România, pe de altă parte, un izvor nesecat de sursă politică de legitimare pentru proruși, pentru Republica Transnistreană, pentru comunitatea găgăuză, care din acest moment vor promova mai departe narațiunile emise de Kremlin, într-un moment în care a fost suficient un an jumătate de relații comerciale libere cu Uniunea Europeană, pentru ca nivelul de PNB-ul pe cap de locuitor în Republica Moldova să-l depășească deja cu 30 de euro pe cel al rușilor în acest moment, care nu sunt o țară bogată oricât o sucim. Întrebarea este, într-adevăr, ce poate să le ofere Rusia până la urmă? Și asta e o chestiune esențială. Ce le aduce Rusia și care este valoarea opțiunii pro-ruse? Bun, la nivel de Uniunea Europeană avem, într-adevăr, 55% din opinia publică moldovenească în favoarea Uniunii Europene. Doar 31% în favoarea integrării NATO. Și aici chestiunea e legată de neutralitatea Republicii Moldova, care, vorba vine, nu prea e sau nu mai este ceea ce a fost. Pentru că la o interpretare mai detaliată a Curții Constituționale s-a constatat că această neutralitate constituțională la rândul ei
Moldovei poate fi abandonată în măsura în care statalitatea Republicii Moldova este amenințată. Deci suntem neutri, probabil în raporturile cu terți care interacționează, dar nu vom fi neutri în momentul în care statul moldovenesc este amenințat. Dacă acest lucru va fi aplicat la sânge și în raport cu Republica Transnistreană și în raport cu comunitatea găgăuză, vom vedea. Vă mulțumesc mult, domnilor, că ați fost în această seară alături de noi. Așadar, dincolo de toate, e foarte important ca lumea să meargă la vot. E un exercițiu absolut de democrație. Mulțumesc mult pentru tot ceea ce ne-a spus, doamnelor și domnilor. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Toate cele bune!